Neața, dragilor! În epoca digitală, aproape nimeni nu mai scrie scrisori. Trăim viața într-un ritm alert și asta ne face să preferăm mail-urile sau SMS-urile. Însă, un mail niciodată nu va avea aceeași încărcătură emoțională precum o scrisoare, iar dacă nu mă credeți, puteți să încercați. Dacă vă temeți cumva că scrieți prea urât, și asta se rezolvă și culmea, nu vă va costa nimic. Proiectul Livrez Dragoste este un serviciu unic gratuit de scris și de livrat scrisori, momentan doar în București. Prin intermediul acestuia ne-am propus să devină o alternativă de comunicare ce pune preț pe emoție, calitate și pe acel gest care face diferența. Ne-am propus să abordăm oamenii într-o temă mai actuală, să nu mai relaționeze doar online, ci atât prin intermediul mesajelor, mail-urilor și atât. Asta ne-am dorit, să-i aducem mai aproape. Este toată și un concept ecoresponsabil, în sensul că transcriem mesajele expeditorilor pe hârtie reciclată și livrările se fac pe bicicletă. Noi ne-am propus să avem grijă și de suflet, dar și de mediu. Este foarte simplu, oamenii ne trimit un mail, noi preluăm scrisoarea lor, gândurile lor frumoase și le transcriem pe hârtie. De restul ne ocupăm noi, de transcris și de livrat. Ideea ne-a venit anul trecut, când partenera mea, Loredana, a postat o poză pe Facebook și spunea că și-ar dori să fie poștăriță pentru o zi. Iar oamenii au preluat foarte bine această idee, chiar spunând că și ei ne pot ajuta. Și de aici ne-am gândit că ar fi tare frumos să scriem scrisori, să-i ajutăm pe oameni să scrie scrisori, cei care nu au timp. Dacă la început erau sceptici și ne trimiteau mesaje și mail-uri pentru a confirma dacă totul este gratuit, dacă surprizele iarăși sunt în regim gratuit, ulterior și-au dat seama că poate fi o modalitate inedită de a-și transmite gândurile, cele mai frumoase gânduri pentru persoanele dragi în viața lor. Acum livrăm în jur de 200 de scrisori pe săptămână, atât pentru iubiți, bunici, părinți, mătuși de apreciere, de a-și cere scuze chiar, ceea ce ne bucură din ce în ce mai tare. Un element nou e că 52% dintre expeditori sunt chiar bărbați. Cred că orice persoană s-ar bucura să primească o astfel de scrisoare și nu doar facturi. Și cred că emoția ar fi autentică și în timp ce un e-mail poate fi șters sau uitat, o scrisoare va denui în timp. We only got one word, one word, and so we got one.